A început în urmă cu mai bine de 7 ani cu 20 de angajați, iar acum s-a ajuns la 200. Firma Reos a reușit printr-un grant norvegian să modernizeze halele de producție existente, ba chiar să le modernizeze. Proiectul are o valoare de peste 3 milioane de euro, 2 milioane pentru linia de producere a LED-urilor și 1 milion de euro pentru panouri fotovoltaice. Noile lucrări au fost realizate cu firme giurgiuvene, iar angajații sunt în procent de 99% giurgiuveni și tineri. În ceea ce privește proiectul, în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Peter Schneider pentru efortul depus la crearea lui, un proiect început în anul 2014 și care se va termina în 2016. SCROS Production este o societate producătoare de electronice, dar și transformatoare, cabluri și tocmai de aceea face parte și proiectul de dezvoltare a lămpilor stradale cu LED, cu mai multă eficiență și cu o tehnologie mai ridicată. Proiectul cuprinde două activități principale. Prima parte a proiectului este pentru a reamenaja, a moderniza sălile de producție. Dezvoltarea unei linii de producție pentru lămpi LED vine în întâmpinarea nevoii de a utiliza echipamente pentru iluminat care să folosească ultimele tehnologii disponibile pe piață la acest moment, echipamente care să fie produse local. Avantajele folosirii tehnologiei LED sunt incontestabile. În prezent, tehnologia cu LED-uri este alternativa cea mai eficientă și durabilă la sursele de lumină tradiționale. Este un proiect care își propune să aducă în firma Reos și în general în Giurgiu și în regiune tot ce este mai nou în domeniu, o energie verde și prietenoasă cu mediul. Este un adevăr evident că în ziua de astăzi societatea, activitatea economică, viața noastră au devenit din ce în ce mai dependente de resursele energetice, cum ar fi cele minerale, iar viitorul nu poate fi decât al energiei verzi și al resurselor regenerabile cu o poluare zero. Proiectul Green Light Drive își propune următoarele obiective. Primul ar fi creșterea eficienței energetice a unității de producție a firmei prin reducerea pierderilor și prin producția de energie electrică ecologică, fotovoltaică, atât pentru consumul propriu, dar și pentru consumul din zonă al altor agenți economici sau chiar case de locuit. Cuvântul de final i-a revenit primarului Nicolae Barbu, care a vorbit despre demersurile municipalității pentru a atrage investitorii, precum și pentru dezvoltarea conceptului de Smart City. Îmi face o deosebită plăcere, că a fost om de afaceri, să văd că sunt firme de succes în oraș, sunt firme care încearcă, implementând proiecte cu finanțare europeană sau, în cazul de față, un grant norvegian, pentru dezvoltare durabilă, dezvoltare sănătoasă a activităților respective. Practic, prin proiectul realizat la Giurgiu, Reos Production a înțeles că viitorul nu poate fi decât al energiei regenerabile. Prin urmare, cu sprijinul guvernului norvegian, a demarat în anul 2014 proiectul Green Light Drive, Green Industry, care va avea drept rezultate creșterea eficienței energetice a unității de producție a firmei prin reducerea pierderilor energetice și prin producția de energie electrică ecologică fotovoltaică pentru consumul propriu, dar și pentru consumul din zona al altor agenți economici sau case de locuit. Dezvoltarea unei unități de producție prin asimilarea în fabricația lămpilor de iluminat cu LED, tehnologie de ultimă generație, destinate pentru consumatorii industriali. S-a avut în vedere punerea în funcțiune a unei linii de producție prin achiziționarea utilajelor din Norvegia și a tehnologiei necesare. În cadrul proiectului s-a efectuat extinderea spațiului de producție, depozitare și birouri prin construirea unei noi hale, construirea de birouri moderne și realizarea unei fațade noi, sistematizarea curții, izolarea termică a spațiilor de producție, depozitare și administrare prin refacerea acoperișului și termoizolarea clădirilor, izolare care conduce la creșterea gradului de confort pentru personalul angajat, atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă, concomitent cu reducerea consumului de energie pentru atingerea acestui obiectiv.